Bine ați venit pe canalul nostru! Înainte de a începe acest videoclip, nu uita de a te abona la acest canal și de a da un like pentru a ne susține. Abonarea este gratuită. Vă dorim vizionare plăcută! Tragerea lui Abbas a creat un imens efect de șoc. Identitatea celui care l-a împușcat va provoca mai multe daune lui Serhat și Zumrut. Pe de altă parte, Azimete își va aminti din nou ce înseamnă să faci un copil să sufere. Oaspeții care nu au fost anunțați în avans în conacul Oscuc au adus schimbări semnificative în viața conacului. Acest oaspete a tulburat nu numai pacea din Oscuc, ci și echilibrul în rândul de mircanilor. Conștientizând că trebuie să înfrunte noi dușmani, Serhat trebuie să găsească o soluție pentru a proteja rudele și inocenții aflați în dificultate. Prin urmare, se formează o prietenie între el și Cihan. Această situație a creat o ruptură între Suhandan și Hamid, iar Suhandan a aflat acest lucru. Pe măsură ce Hamid a atins un impas, Suhandan și-a stabilit noi obiective. Azimeta a decis să suporte singur durerea și a continuat să insiste asupra lui Serhat. Pentru a realiza acest lucru, el trebuie să-l întoarcă pe Serhat la conacul său și să-l separe de Zumrut. Dragostea dintre Serhat și Zumrut va trece din nou printr-o mare încercare. Colaborarea dintre Azimet și Deniz va reprezenta un pericol în creștere pentru Serhat și Zumrut.